bine, în sfârșit victoria. Da, o așteptăm de foarte mult timp. Nu trecem într-o perioadă foarte bună, dar mă bucur că am reușit să câștigăm acest meci, pentru că am suferit în tot acest timp și mă bucur că am reușit să câștigăm acum, pentru că am nevoie de o victorie ca de aici, să zic așa. Avansăm o etapă și sperăm să câștigăm ambele meciuri. Crezi că cu această victorie, celelalte două meciuri de la UTA și acasă cu Hermann, ca ultima etapă, vă da încredere să le câștigați? Păi, eu cred că da. Aveam nevoie de această victorie, asta este primul pas, dar încă o dată vă zic, cred că vom avea două meciuri foarte grele și trebuie să fim pragmatici în aceste două meciuri. Vă veți duce cu gândul la victorie, la asta? Da, absolut. Toate meciurile pe care le-am jucat până acum au fost doar cu gândul de a câștiga, pentru că în momentul de față nu își permite nimeni. Nici măcar timpul nu îți permite să te gândești la egal sau mai știu eu ce, nu știu, la fantezie. Trebuie să fim pragmatici, să luăm toate cele trei puncte. Am văzut foarte multe devotare din partea voastră astăzi pe teren. Eu cred că au fost foarte multe meciuri în care noi am arătat că ne dorim, că am fost prezenți acolo, însă unele meciuri într-adevăr, poate nu am reușit acest lucru, dar când ne-am dorit, am avut ocazie, poate și nu le-am fructificat. Astăzi, din fericire, am reușit să fructificăm toate ocaziile și așa am reușit. Cum ți s-au părut suporterii? Absolut genial. Vreau să mulțumesc pe această cale, pentru că îmi dau seama și știu prin ce clipe au trecut în tot acest timp alături de noi și vreau să le mulțumesc pe această cale și să-i rog să ne susțină în continuare, pentru că avem nevoie de suportul lor și cu siguranță dacă noi vom da tot ce ține de noi, ei la fel, e ca și imposibil să nu rămânem unigate. Părerea ta? Crezi că vă veți salva? Eu nu vreau să mă gândesc dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceva, dar eu cred cu tărie că avem o echipă bună care poate să câștige ambele meciuri. Totul ține de mentalul nostru, cât de puternici suntem noi în această perioadă, dar, încă o dată, vă zic, cred că avem calitatea necesară de a câștiga aceste două meciuri. Mulțumesc și eu.